Orjenii nu au uitat că etapa trecută la București au fost dezavantajați. Cum aceeași brigadă a fost delegată să oficieze și aseară, Nicolici le-a cerut elevilor săi înaintea meciului cu Sibiu să nu țină cont de arbitrii. Prea mult însă pentru cei care vor să dea totul pe teren. Au jucat contra 6 jucători în teren și asta i-a scos din minți. Really, I do games. I have preparation for games. Alloy games, sit down in bench. The first time I go up, really, because one block shot, he whistled foul David. S-a pregătit special pentru acest meci și pentru arbitraj. Tot meciul a stat pe bancă. A fost o singură dată când s-a ridicat și a protestat la acel capac pe care David Steffel l-a pus la scot, însă i s-a acordat foul și arbitrul Șerban imediat i-a acordat foul tehnic. Chiar dacă au fost decizii care au dezavantajat și la Târgu Jiu adversarii de la Sibiu, au fost fair play și au felicitat pe Gorjeni pentru evoluție. Fără îndoială a fost o victorie meritată a echipei gazdă. Îi felicit pe această cale și le urez succes în continuare. Energia nu a făcut raport suplimentar cu privire la arbitraj. Gojenii lasă federația să-i analizeze pe cei trei arbitri.